la evenimentul organizat de editura Herald, aici la Seneca Anticafe, o gazdă întotdeauna foarte caldă și foarte primitoare. Provocările și vulnerabilitățile adolescenței se intitulează evenimentul nostru din această seară. Care sunt provocările și vulnerabilitățile adolescenței, de ce toată lumea își face griji referitor la această perioadă din viața copiilor noștri, a adolescenților? Cum se traduce trauma din copilărie și trauma de atașament, trauma relațională în viața adolescentului? De altfel, cum putem crește, cum putem învăța ca părinți să creștem copii responsabili, fericiți, asumați, implicați? Iată întrebări la care cu siguranță, cu ajutorul invitaților noștri din această seară, al specialiștilor, vom încerca să oferim răspunsuri la aceste întrebări. Lecțiile de viață care îi așteaptă pe adolescenți sunt lecții din care putem învăța cu toții, indiferent de vârstă. Nu există părinți perfecți, educatori perfecți, nici adolescenți perfecți sau fără probleme și nici relații fără tensiuni. Prin intermediul acestui eveniment, editura Herald vă propune câteva titluri, cărți din colecția Parentaj, pe care le puteți alege drept un fel de companion care să vă ofere un sprijin real într-o comunicare mai bună cu adolescenții, într-o comunicare mai eficientă și, bineînțeles, vom discuta despre această perioadă a adolescenței, despre vulnerabilități, temeri, despre provocări, pornind de la patru titluri pe care noi le-am ales ca fiind cele mai reprezentative sau sugestive referitoare la această perioadă a adolescenței, titluri din colecția Parentaj a editurii Herald. Este vorba despre Vâltoarea minții de Daniel Siegel, Creștem împreună de Naomi Aldort, O viață fără droguri de Aleta Solter și E băiat de Michael Thompson. Îi avem alături de noi și le mulțumim din suflet că ne-au onorat cu prezența la acest eveniment ca invitați. Doctorul Cristian Andrei, medic, psihoterapeut, Sorina Petrică, psiholog clinician, psihoterapeut, Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ, colega mea, Gabriela Deniz, senior editor Herald, psihoterapeut de asemenea și curator al colecțiilor Parentaj, Psihopractica și Psihoterapia. Am să o rog pe colega mea, Gabriela Deniz, să ne povestească, pentru că ea coordonează această colecție Parentaj și, bineînțeles, și celelalte colecții care au legătură cu domeniul psihologiei și al psihoterapiei, să ne vorbească puțin despre această colecție, despre titlurile din colecția Parentaj, după care, bineînțeles, vom reveni cu întrebări către invitații noștri. Aș vrea să vă spun că acest eveniment l-am împărțit în două părți. 45-50 de minute vom discuta și vom răspunde la aceste întrebări. O să vă anunț eu imediat înainte de pauză, o să fie o pauză de 5-6-7 minute pentru a ne mai trage sufletul. Înainte de pauză vom avea o sesiune de Q&A, de întrebări și răspunsuri, așa că mi-aș dori foarte mult să vă pregătiți câteva întrebări la care, bineînțeles, doriți răspunsuri, ca apoi, după pauză, să reluăm șirul discuțiilor cu invitații, iar la finalul evenimentului, iarăși câteva întrebări, pentru că sunt convins că aveți cu siguranță întrebări pentru noi. Gabriela. Bună seara! Mă bucur foarte mult că suntem împreună aici și putem să vorbim despre o colecție care este specială pentru mine și cred eu că și în peisajul editorial românesc, colecția Parentaj. Veți regăsi în această colecție foarte multe titluri
care se adresează în primul rând părinților pentru vârstele mai mici, de la 0 la 5 ani, 7 ani, după care titlurile sunt mai puține pentru vârstele care, pentru vârstele mai mari. Și avem o carte dedicată în special adolescenței, care este Vâltoarea minții, a lui Daniel Siegel. Probabil că veți simți că există o mică discriminare aici. În schimb, nu este deloc întâmplător că așa stau lucrurile, pentru că bazele unui parentaj sănătos se pun din momentul în care copilul este chiar în uterul mamei, este în pântec, și imediat în primele luni de viață, în primii ani de viață, punem bazele unui parentaj sănătos. Ce nu s-a realizat în primii ani de viață, avem șansa să realizăm în anii care urmează, pentru că, așa cum ne spune și Daniel Siegel, neuroplasticitatea ne însoțește creierul pe toată perioada vieții. Deci creierul nostru este capabil să facă schimbări și să învețe lucruri la orice vârstă, inclusiv la 90 de ani. Așadar, ce nu se realizează la vârstele mici, putem să recuperăm la vârstele mai mari. Dar să nu ne imaginăm că lucrurile pe care nu le-am făcut cu copiii la 2 ani, le-au învățat ei de undeva și la 10 ani putem să facem lucruri pe care le facem la 10 ani. Pentru că lucrurile nu stau chiar așa. De când se nasc, copiii încep să învețe. Dar ei învață însoțiți de cele mai multe ori și învață în relație. Învață atunci când un părinte este acolo cu ei și îi ajută să dobândească abilități și să-și consolideze niște structuri ale creierului suficient de performante, de funcționale, ca să le asigure ceea ce avem noi nevoie în viața de zi cu zi, și anume autoreglarea. Să fim bine cu noi, să fim bine cu ceilalți, să știm să comunicăm, să știm să intrăm în relații, să putem funcționa în aceste relații chiar dacă persoana cealaltă nu este chiar ok cu noi. Și toate lucrurile astea le învățăm în relație cu părinții noștri în primii ani de viață. Când ajungem la 10 ani și nu știm lucrurile acestea, părinții trebuie să facă tot ce făceau cu copiii la 2 ani. Adică lucrurile pe care nu le-ai învățat la 10 ani, până la 10 ani, le înveți tot ca la 2 ani. Poate că ai abilități cognitive mai mari, poate că înțelegi mai bine lucrurile, dar relația se clădește tot ca la 2 ani. Și atunci, cumva, toate cărțile care sunt dedicate copiilor mai mici, le recomand întotdeauna și părinților care au copii mai mari. Fiindcă înțelegând ce s-a întâmplat cu copilul lor în perioada imediat după naștere și în primii ani de viață și cum a mers relația lor atunci, pot să înceapă să repare ce nu a mers bine în relația lor la vârstele mai mari. Deci am făcut introducerea aceasta că cam despre asta este vorba și în relația cu adolescenții. Cumva, în relația cu adolescenții noștri, avem nevoie să reparăm lucrurile pe care nu am reușit să le facem bine în primii ani din viață. Și toate acele abilități pe care ei nu au reușit să le dobândească până la vârsta de 14-15 ani, este bine să începem acum să le construim în relația cu copiii noștri. Pentru că adolescenții, ca și copiii adulți, pentru părinți sunt în continuare copii. E adevărat că e nevoie de o altă optică, e nevoie, așa cum spune Barbara Coloroso, într-o carte care va apărea în viitor la editura Herald, Copiii sunt de neprețuit, este următoarea apariție în colecția noastră, spune că de la vârsta adolescenței, părinții ar putea fi mai degrabă niște mentori și că e bine să încercăm să fim alături de copiii noștri din această perspectivă a mentorului și să nu le spunem ce e bine și ce nu e bine pentru ei. Dar poate că nici la vârstele mai mici nu e bine să alegem noi pentru ei ce e bine și ce nu e bine și să fim un pic de mentori pentru copiii noștri, chiar și atunci când sunt foarte mici. Vă invit să citiți titlurile din colecția noastră. În primul rând, vă recomand Aleta Solter. Avem mai multe titluri de Aleta Solter, unde vorbește foarte mult despre atașament și cum să ne creștem copiii mici, cum să le acordăm atenție, cum să fim alături de ei atunci când au nevoie, în crizele de furie sau de plâns, de exemplu. Crize care se regăsesc apoi și la vârsta adolescenței, culmea.
În momentele în care au nevoie de autonomie, în momentele în care au nevoie să-și redescopere identitatea. Încă o dată, lucruri care se întâmplă la 2 ani și le regăsim și la adolescenți. Așadar, structura și baza o luăm de la vârstele foarte mici și ajungem să avem o relație bună cu adolescenții noștri și, în primul rând, să avem încredere în ei, parcurgând toate etapele și fiind alături de ei. În colecția Parentaj veți găsi foarte multe titluri adresate băieților, cum este Michael Thompson, E băiat, sau Crescându-l pe Cain, fiindcă cărțile adresate băieților pun în evidență faptul că facem diferențe, ne creștem băieții altfel și fetele le creștem altfel. Dar ce e diferit în relația cu băieții noștri? De cele mai multe ori pe ei învățăm să nu simtă, să nu simtă vulnerabilitate, să nu simtă că sunt inferiori, să fie competitivi. Iar pe fete le învățăm să nu fie agresive, să nu-și manifeste agresivitatea. Am ales să vorbim foarte mult despre băieți în colecția noastră de parentaj, fiindcă am simțit că e nevoie ca părinții de băieți să conștientizeze modul în care fac lucrurile diferit cu băieților. Apoi, Daniel Siegel, vă spuneam că este autorul care la noi are singura carte dedicată efectiv adolescenței și unde acolo veți vedea cum abordează el mindset-ul, această capacitate de a-ți vedea propria minte și de a înțelege mintea celorlalți, cum o definește Daniel Siegel. Cum poți să îl înveți pe copilul tău să fie în relație cu el însuși și cu mintea lui? Despre asta cred eu că este cartea lui Daniel Siegel. Cartea lui Naomi Aldort, Creștem împreună, este mai mult despre fricile părinților. Și de ce anume să nu ne fie frică în relație cu copiii noștri, fiindcă de obicei lucrurile de care noi ne temem, nu vrem să le vedem la ei. Și atunci îi privăm pe ei de propriile lor emoții, de exemplu. Vă invit să citiți aceste cărți și să vedeți ce anume vă oferă în plus colecția Parentaj, pe care noi am gândit-o cât am putut de bine și cât mai sistematic cu putință și vă pregătim în continuare titluri foarte bune și care o să vă aducă foarte multe plusuri în această colecție. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Gabriela Deniz. Domnule doctor Cristian Andrei, care sunt până la urmă provocările adolescenței și de ce adolescența este o perioadă mai vulnerabilă și mai expusă cumva unor anumite riscuri decât altă perioadă din viața copilului, până în 18-19 ani? Bună seara! Ce să zic? Uneori sunt părinți care nu îndrăznesc să spună, dar au senzația că adolescentul lor este schizoid. Că are un comportament greu de administrat și de înțeles, că are contradicții în comportamentul acesta și nu-i de mirare, pentru că probabil e vorba de o contradicție între copilărie și viața de adult. Pe urmă, oamenii aceștia ajung să aprecieze adolescentul ca fiind un străin, ceva de nerecunoscut în familia lor. Și când stai de vorbă cu ei, observi că dacă a fost o perioadă în care părintele încerca să transfere copilului valorile pe care părintele le prețuiește și copilul, în virtutea gândirii magice, în virtutea imitației, în virtutea incapacității de a discerne și de a respinge primea, vine un moment, unul este chiar un moment revelatoriu, în care acel fost copil nu mai seamănă cu copilul pe care îl știai. Și ești vexat și se pare că e impertinent, că spune nu de dragul de a spune nu și că nu dă explicații despre comportamentul lui. De asemenea, pare antisocial, pare că cu tot din adinsul disprețuiește ceea ce tu ca părinte prețuiești. Și atunci este momentul să discuți cu părinte, dacă nu e cumva cam târziu, de fapt, despre axiologia adolescentului, care este net diferită de aceea a adulților. Eu în fiecare vineri merg în cam două licee și când discutăm,
prin toată țara asta, în diverse licee, observăm că nu semănăm deloc axiologic cu părinții noștri, chiar dacă am crescut în familia lor. Observăm că, de exemplu, nu dăm doi bani pe sănătate și nu ne salutăm pe stradă cu sănătate Viorele sau George. Noi să vezi doi adolescenți salutându-se menționând sănătatea sau prestigiul în ochii vecinilor sau prosperitatea materială și siguranța materială. Hai să vezi, în schimb, prețuind enorm de mult prietenia și grupul, prețuind libertățile în exprimare și echitatea în exprimare, hai să-i vezi prețuind umorul, nevoia de a râde, distracția, așa zisa distracție pe care o disprețuiesc părinții și care este vitală pentru adolescenți, o să putem da explicații împreună, puțin mai încolo, hai să-i vezi prețuind iubirea, dragostea și nu sexualitatea cum o prețuiesc adulții. Și astfel, dacă nu încep de la una dintre aceste valori cu adolescentul, nu o să ai o comunicare cu el. Adică, practic, dacă vrei să vorbești despre fumat, ar fi bine nu să începi de la plămâni, ci de la petrecere. Și atunci s-ar putea să te asculte și să poți continua discuția. Mă opresc aici, că nu vreau să... Suntem destui aici. Bună seara! Sorina Petrică, aș vrea să te întreb de ce până la urmă, și am reiterat puțin mai devreme această întrebare către public, de ce toată lumea își face griji în primul rând pentru adolescență când vorbim despre dependențe? Ce îi face pe ei în această perioadă mai vulnerabil? Pentru că am pomenit puțin mai devreme, pomenea Gabi de Aleta Solter, O viață fără droguri. Vorbim despre consumul de substanțe, vorbim despre fumat, vorbim despre alcool, vorbim despre sex, incidența tuturor acestor dependențe, să le spunem, atunci când sunt dependențe, este destul de mare și periculos, mai îngrijorător este faptul că cu fiecare generație care trece, vârsta când adolescenții încep aceste, hai să le spunem, obiceiuri, este tot mai scăzută. 10, 11, 12 ani. Ideea este că Daniel Siegel explică foarte, foarte frumos ce se întâmplă în mintea adolescentului, ce schimbări au loc care îl predispun cumva la comportamente cu risc. Una dintre schimbările majore este faptul că scade nivelul de dopamină, ceea ce înseamnă că adolescentul se plictisește mult mai ușor și asta cumva îl predispune să caute tot felul de forme prin care să-și crească nivelul de activare, astfel încât să iasă din zona de confort și să facă anumite lucruri care... într-un fel îi se par senzaționale, îi se par că ies din tipar. Deci asta ar fi un aspect care ține cumva de modificările care apar la nivelul creierului. Un alt aspect important care ține tot de modificări la nivelul creierului este faptul că nivelul de implicare socială crește foarte mult în adolescență. Asta înseamnă că la vârsta asta copiii sunt mult mai interesați de interacțiunea cu prietenii decât de interacțiunea cu părinții. Ceea ce înseamnă cumva că în anumite condiții influența grupului de egal poate să fie un factor de risc important, mai ales când adolescenții sunt foarte deconectați de adulți. Deci cei mai la risc sunt copiii care nu au o relație de atașament bună cu proprii părinți. Pentru că în momentul în care relația cu adultul există, asta este un factor de protecție important care securizează copilul. El poate să experimenteze, dar contează foarte tare cum tratează adultul această experiență și cum îl ajută pe copil să învețe o lecție din asta.
Și într-un fel aici vorbim despre rolul de mentor pe care trebuie să-l aibă un adult. Pentru că una este să dai sfaturi, alta este să-l ajuți pe copil să-și dezvolte abilitățile de problem solving, învățându-l să gândească o situație din perspectiva a ceea ce îi se întâmplă, consecințelor pe care le implică, cât și a soluțiilor pe care le are la îndemână, cumva asociate fiecăror consecințe. Deci, problema în adolescență vine din faptul că în mare parte adulții au o dificultate în a-și adapta stilul de parenting la nevoile diferite ale copiilor. Conectarea nu se mai produce ca la cei mici. Copiii nu mai au nevoie de atât de multă afecțiune fizică, nu mai au nevoie să fie pupați, din contră, în momentul în care un adult se duce să-l pupe în public, îl respinge. Nu mai au nevoie sau nu mai au nevoie asta de a împărtăși tot ce li se întâmplă. Împărtășirea informațiilor personale se face mult mai selectiv. Copilul simte nevoia să se îndepărteze un pic de adult, pentru că îndepărtarea asta îl ajută pe el să aibă niște experiențe, să-și găsească identitatea, să afle la un moment dat cine este, îl ajută cumva să aibă atașament și față de alte persoane din afara familiei. De exemplu, un task foarte important al adolescenței, care dacă nu este acum rezolvat, face foarte dificilă relaționarea în cuplu mai târziu. Pentru că când sunt mici, copiii în relație cu părinții sunt cei care primesc. Părinții dau, copiii primesc. Adolescența aduce o schimbare foarte mare din perspectiva atașamentului, în sensul în care copiii se duc către cei de aceeași vârstă și dintr-o dată învață să fie suport pentru ei. Adică exersează pentru prima dată datul. Pe de altă parte, au nevoie de și primesc suportul din partea acestor copii, asta înseamnă cumva că exersează și primitul. În relația de cuplu, cumva noi avem nevoie de aceste abilități, adică avem nevoie să știm și să dăm și să primim. Copiii care nu exersează atașamentul în relațiile de prietenie au mari dificultăți în a intra într-o viață de cuplu sănătoasă. Pentru că, într-un fel, sunt niște achiziții care se fac doar la vârsta asta. Nu știu dacă v-am răspuns, dar... Lumea trebuie să fie mulțumită. Vedem noi mai încolo. Sabina, cum putem traduce trauma din copilărie și trauma relațională, trauma de atașament în viața adolescentului din punct de vedere al sănătății fizice și mentale? Cuvânt cu cuvânt traduc sau... Păi cred că deja s-au punctat foarte multe lucruri despre cum ne influențează traumele din... copilăria mică și din adolescență. De fapt, oricum în adolescență ducem foarte mult din copilăria mică și foarte mult din traumele pe care le duc părinții noștri mai departe. Însă cred că un lucru despre care se vorbește destul de puțin la noi este despre cât de mare este prevalența bolilor, de exemplu, psihice sau tulburărilor psihice în rândul copiilor și adolescenților, sau sensibilitatea, vulnerabilitatea pe care ei o au și care de multe ori cred că e pusă pe de părinți sau de cei din jur pe lasă de dragă că o să-i treacă, pentru că e așa, e normal, este adolescență, e normal să facă anumite lucruri. Însă cred că e nevoie să fim deschiși la ce li se întâmplă și să rămânem în contact cu ei ca să putem să vedem dacă ei au nevoie de susținere și de ce fel anume de susținere au. Chiar mai devreme povesteam, înainte să începem, despre un adolescent care a venit săptămâna asta la terapie și a fost el cel care a cerut să vorbească cu cineva și le-a cerut părinților asta acum un an, iar părinții au spus că nu e cazul și că sunt doar lucruri care îi trec lui prin cap și o să se rezolve și oricum, mă rog, ei sunt bărbați, bărbații rezolvă și rezolvă singuri problemele, apropo de cum ne educăm diferit băieții și fetele. Însă nu văd niciun alt mod de a rezolva ceva dacă nu identificăm întâi despre ce este vorba. Dacă
Spuneai tu că nu există părinte perfect, Sorin, și că nu există relații fără tensiuni. Cred că este foarte important pentru părinți să își amintească asta din când în când, că nu sunt perfecți și că undeva în educarea sau în creșterea copiilor lor o să o dea în bară. Și o să o dea în bară fie că vor, fie că nu vor. Și s-ar putea de multe ori ca datul în bară să nu fie unde se așteaptă ei, să fie cu totul alt loc și copiilor să dezvolte cu totul alte dificultăți decât au trăit ei. Și atunci e posibil să nu fim atenți la ce tip de traumă sau, da, să spunem, nu cel mai des, păi nu ți-am făcut, nu ți-am dat, mie, asta mi se pare cel mai des văd asta, părinți care muncesc foarte mult, enorm de mult, mult prea mult, și le oferă copiilor material foarte multe lucruri, da? Au de toate. Când am lucrat în școală, tot timpul copiii făceau mișto de mine, de telefonul meu. Eu am un telefon amărât și de fiecare dată veneam și spuneam, hai, desmis iar cu telefonul ăla. Da? Deci ei au resurse, foarte multe resurse materiale, și părinții muncesc mult pentru asta. Însă dacă ei vin și spun, da, la școală s-a întâmplat, e o situație, cum povestesc copiii pe acasă, da, despre ce drame se întâmplă cu cei de aceeași vârstă, de multe ori părinților li se pare mult mai puțin important ce li se întâmplă lor, pentru că ei sunt atât de copleșiți de îngrijorări, facturi, da, și le mai și spunem, a, păi eu nu am timp să mă gândesc la asta, tu nu vezi cine îți plătește ție, alea, cine, ceea ce cumva mi se pare că e din nou un risc de a-l traumatiza pe copil, pentru că nu-l iei în serios. Iar adolescența este o perioadă în care copii, pentru că sunt copii, dar nu sunt, se pregătesc să devină adulți, și au nevoie de respectul nostru, pentru că altfel nu văd cum am putea să îi susținem sau să îi înțelegem sau să ne uităm la lucrurile care îi deranjează și îi dor, pentru că nu trauma asta e de fapt, este o rană, este ceva ce s-a întâmplat pe măsură ce ei creșteau și se dezvoltau și undeva s-a blocat ceva, s-a oprit un proces și au nevoie să-l deblocheze. Cum spunea Gabriela mai devreme, legat de, da, dacă are 10 ani sau 14 ani sau 17 ani, dar ceva undeva a rămas înțepenit, nu înseamnă că dacă ignorăm sau spunem, hai, treci peste, o să treacă de la sine. E nevoie să vedem unde anume s-a întâmplat și cum, pentru că nu avem cum să reparăm o relație de atașament dacă nu îi dăm atenție și timp. Mulțumesc, Sabina. Gabriela, putem stabili limite și reguli sănătoase în relația părinte-adolescent? Adică putem veni cu partea aceasta de disciplină, deși probabil că ei urăsc acest cuvânt disciplină? Putem să încercăm, cred. Dragoste, cu limite și cu reguli stabilite de comun acord, nu impuse de noi ca părinți. Cred că trebuie să luăm în considerare aici faptul că abilitățile intelectuale și cognitive ale adolescenților sunt la această vârstă foarte apropiate de cele ale adulților, uneori chiar le depășesc, adică pe unora dintre adulți, bineînțeles. Practic, ei își dezvoltă gândirea critică în această perioadă și își dezvoltă capacitatea de a opera cu concepte abstracte, să facă filozofie. Ei acum, cred că adolescența este perioada în care ne îndrăgostim de filozofie. Practic, acum citim mari filozofi și începem să ne punem probleme existențiale, tocmai pentru că vrem să vedem unde ne poziționăm noi în lume. Și una din problemele majore pe care le au adolescenții este cu ce au greșit părinții mei și de ce generația lor n-a făcut lucrurile pe care știa, despre care știa că sunt corecte. Și ei își pun tot felul de astfel de probleme. Este greu să vii în fața unui adolescent ca părinte și să spui, eu cred că ar fi bine dacă, și să-i spunem noi părerea noastră despre ce ar fi bine să facă el. Întotdeauna și în orice relație sănătoasă, este bine să vorbim despre noi,
eu ca părinte simt, am nevoie de și mi-aș dori să. Și să lăsăm locul interlocutorului, adolescentul, să vină acolo și să-și asume maturitatea pe care și-o dorește atât de mult. Și să îl lăsăm pe măsura în care și noi și școala l-au învățat să gândească și să evalueze până la urmă situații, să vină cu propriile lui opinii și să fim acolo mentori în relația cu el. Faptul că îl închidem pe adolescent în casă, să nu iasă din casă 2 săptămâni ca să nu consume droguri sau îi refuzăm relația cu anumiți prieteni că ni se pare nouă, că sunt dubioși, că le trebuie să învețe, domnule, și nu are voie să-și facă nu știu ce prin păr sau, vai, dar machiajul ăsta, tu din ce familie ești și în familia noastră nu există așa ceva, nu ai voie să te comporți așa sau eu știu. Nu, adolescentul nu o preia ca pe o limită sănătoasă, ca pe ceva, nici nu este o limită sănătoasă. E normal ca el să se opună, să se răzvrătească, să intre în opoziție cu noi, să nu vrea niciun fel să petreacă timp cu noi. Să se ascundă, să fugă, să-și rezerve mai mult timp pentru prieteni, ceea ce este și normal, dar vorbim aici de cazuri în care pleacă de acasă, se întorc după 2-3 zile. Sau... Întotdeauna, în adolescență, e bine să privim adolescentul ca pe un partener de discuție, ca pe un om pe care îl invităm acolo și ne bazăm pe capacitățile lui, pentru că l-am educat, l-am adus până acolo, l-am învățat și ar fi bine ca el să aibă la vârsta aceea capacitățile respective. Problema e ce se întâmplă când nu le are. Și aici sunt foarte multe lucruri de discutat. Mulțumim, Gabi. Domnule doctor Cristian Andrei, s-a pomenit mai devreme despre autonomie, despre nevoia de independență și autonomia adolescentului, accesele de furie, răzvrătirea. Cum încurajăm noi ca părinți autonomia și independența adolescentului? Cum îi ghidăm fără a deveni intruzivi, fără a le călca cumva spațiul lor intim, de care s-a pomenit puțin mai devreme, că deja la această vârstă chiar au, resimt nevoia spațiului intim mai mult decât o aveau, să spunem, în copilărie, când resimțeau nevoia ca mama să le fie aproape tot timpul, le dădea sentimentul de siguranță, de stabilitate. Păi, dacă, nu știu, pe la 3 anișori încerci să-ți încurajezi copilul să doarmă în altă cameră, lăsând o ușă deschisă, lăsându-i posibilitatea să-ți audă vocea în camera cealaltă, asigurându-l că ești acolo, undeva, tangibil. Lucrul ăsta este posibil și la adolescență, dar, bineînțeles, păstrând proporțiile, la o distanță ceva mai mare. Și acest principiu de shadowing, pe care poți să-l aplici cu copiii mici în situația grădiniței, în situația școlii chiar, poate să meargă și cu adolescentul, însă cu mult mai multă ponderație. Deci însemnând că, de exemplu, dacă ești tată, îi poți da de înțeles adolescentului sau adolescentei tale, că aici toată lumea vorbește de băieți, nu știu ce avem noi cu băieții ăștia săraci, dar nici nu știți câte problematici sunt la fete, adică știți, de fapt. Dându-i ca și tată acest mesaj scurt, eu sunt și voi fi prezent în momentele importante din viața ta și mă voi ține de cuvânt. Este extrem de important, nu trebuie să fie foarte multe. De asemenea, să-i recunoști, știu și eu, micile avantaje sau mici. De exemplu, dacă e vorba de țigări, să recunoști care este efectul pozitiv al țigărilor în viața lui. Și chiar al marihuanei. Pentru că în momentul acela, adolescentul tău are senzația că are un partener onest de discuție și nu unul îndoctrinat care spune marihuana, droguri, să nu existe așa ceva, nu vreau să aud. În ziua de astăzi, poate că sunteți la curent, eschetamina este cel mai avansat și eficient medicament împotriva depresiei, se administrează spray nazal și în câteva ore manifestările depresive, chiar și cele majore, dispar. Iar eschetamina este derivat din ketamina pe care au folosit-o adolescenții zeci de ani deja.
Da? Despre marihuana și THC probabil că știți că sunt multiple utilități în medicină la ora actuală și adolescenții spun de mult chestia asta. Câte lucruri avem de învățat de la adolescenți? Ha! În ziua de astăzi, adolescenții sunt mult mai avansați decât părinții la IT, bineînțeles, toată lumea știe. În ceea ce privește substanțele, da? Și unele consumuri psihodisleptice, ai de învățat de la adolescenți. Okay? Ai de învățat despre noutăți informaționale și ce se mai întâmplă pe YouTube. Vă dau un exemplu. Prin liceele prin care mergem, în mod invariabil încerc, e ca un fel de test, să întreb pe adolescenți. Este o discuție despre noroc și ghinion și pierdere și la un moment dat vorbim de realități și întreb dacă au auzit de pisica lui Schrödinger. În cel mai prăpădit liceu industrial din țara asta, sunt cel puțin câțiva din 50 care au auzit de pisica lui Schrödinger ca și experiment care demonstrează posibilitatea realităților multiple, sistemul cuantic de a evalua realitatea, și profesorul de fizică nu le-a vorbit despre asta. Și părinții nu știu. Dar ei știu de pe YouTube și își povestesc unii altora și își împărtășesc link-urile. Ori asta înseamnă că ai de învățat de la adolescenți o sumedenie de lucruri. Iar autonomia deja se transformă în altceva. Se transformă într-un parteneriat în mentorship. Adică admiți că adolescentul tău este capabil la ora actuală ca dacă face un business pe net să facă din câteva clicuri mai mulți bani decât faci tu într-o lună. Fiind conștient de acest lucru, manifesti respect față de adolescentul din viața ta. Vorbești despre încrederea ta în acele lucruri care merg în comportamentul lui. Și pornind așa, ai o discuție pozitivă mai departe. Și bineînțeles că lucrurile ajung până la momentul acesta extrem de conflictual al petrecerii de care încercam să vă spun mai devreme. Ce e cu atâta distracție? Cu ieșitul ăsta? Ce e cu ieșitul ăsta și cu distracția asta în viața adolescenților? Păi ce să fie? Este esențial. Dacă tu ca adolescent nu ai ocazia să stai lângă niște tovarăși de-ai tăi, cu fete și cu băieți, și să te compari, și să se ivească situații, și să râzi, și să fii puțin umilit, luați peste picior și să răspunzi prompt. Nu existi. Vă dați seama? Nu existi. Pentru a exista, un adolescent face așa. Se duce cu orice preț. Încearcă să fie primit în grup. Cu orice preț. Ritualul acela de trecere pe care Eliade încerca să-l descrie atât de frumos este extrem de valabil și astăzi peste tot. Altfel nu ajungi să fii primit și după ce ai fost primit, ghiși ce? Faci orice ca să te afirmi între cei dintre care faci parte. Și tu ca părinte trebuie să înțelegi gravitatea acestui proces. Dacă se amână, oricum va avea loc cândva. Nu se poate să devii adult dacă nu ai trecut prin aceste ritualuri de trecere, prin aceste așa zise distracții. În care te miri ca adult, băi, ce fac ăștia până dimineața acolo? Un singur pet de bere, fum peste tot, râd, ascultă muzică tare și ce învață ei acolo? Învață că există. Învață cum sunt. Învăț dacă sunt deștept, dacă sunt frumos, dacă pot fi primit, dacă sunt util, dacă sunt un bun prieten, dacă am vreo șansă în comparație cu ceilalți, dacă am noroc chiar, dacă m-am născut corect pe lumea asta, dacă sunt într-adevăr băiat sau nu. Afli extrem de importante lucruri la distracție. Ei, și atunci cum să nu acceptăm că distracția este de multe ori mai valoroasă pentru un adolescent decât o școală care repetă cu obstinație lucruri din trecut? Mă opresc aici că deja mă enervez. Urmesc. Mulțumim foarte mult, domnule doctor Cristian Andrei. Aș vrea, așa cum am spus la începutul evenimentului, dacă sunt întrebări din sală, înainte de a lua o scurtă pauză de câteva minute, vă rog, întrebări pe care să le adresați invitaților noștri.
și nu în calitate de jurnalist, ci în calitate poate de viitor părinte. Ce te face atunci când adolescentul tău realizează faptul că îi intri prea mult în spațiu? Tu vrei să fii foarte prietenos cu el, să-l înțelegi, să te deschizi destul de mult în fața lui, să-i fii un bun prieten, iar el să te vadă doar ca o generație trecută, care oricum n-are abilitatea suficientă de a-l înțelege conform noilor standarde. Oricine dorește. Mie îmi place întrebarea asta, foarte mult îmi place. Asta cu limitele, cu spațiu, cu intimitatea. Daniel Siegel spune un lucru foarte simpatic. Mie mi se pare că e ceva diferit la adolescenții de astăzi față de cum am fost noi, apropo de limite și de a avea fie părinți care sunt prea mult sau prea puțin, dar oricum, undeva acolo la graniță. Daniel Siegel spune frumos că dacă adolescența este această perioadă în care între 14 și undeva până la mijlocul, da, 24-25 de ani se dezvoltă și pot să consider că acest om din fața ta, care nu mai este copil, dar nu este chiar un adult, deși poate chiar are un job deja, da? Trece prin toată vâltoarea asta și are nevoie de a fi lăsat cumva liber să își descopere, să exploreze, că despre asta e adolescența, despre noutate, despre intensitate, despre lucruri diferite. Dar spune un lucru foarte simpatic, că majoritatea adolescenților te resping, te judecă, consideră că ești ultimul, adică orice părinte al oricărui alt copil este mult mai mișto decât ești tu, până la o vârstă, undeva după 20 de ani vine înapoi, adică se începe să se întoarcă și să se uite după ce a trecut, a explorat, a cântărit și vine și spune, a, ok, poate are și mama dreptate pe undeva. Însă cred că pentru asta, tot la Siegel mă duc, că vâltoarea minții este important pentru adolescenți. Eu mi-aș dori ca adolescenții să o citească, mi-aș fi dorit ca eu, adolescentă, să fi avut această carte sau, mă rog, multe dintre cele care sunt astăzi pentru tineri, dar este și pentru părinți, pentru că vorbește foarte, foarte, foarte mult despre părinți și propria lor adolescență și ce își amintesc din asta, cum duc mai departe lucrurile astea, cum se raportează la copiii lor deveniți adolescenți ca la entități cu identitate proprie, cu nevoi diferite sau ca la păi în adolescență pe mine mama nu mă lăsa să, tu vrei acum să stai până la 12, eu aveam la 9, eram în casă. Și atunci tu încerci să-i spui cumva adolescentului tău să facă niște lucruri raportându-te la tine. Pe de altă parte și să fii prea prietenos cu copilul tău, adică prea prietenos că ce? În primul rând, e o confuzie de roluri. Un părinte nu poate fi prietenul copilului niciodată. Deci părintele e părinte, prietenul e prieten, nu amestecăm lucrurile. Poate e vorba de o atitudine prietenească, deși eu evit să folosesc termenul ăsta pentru că oamenii confundă niște lucruri. Un părinte are nevoie să fie cel înțelept și cel care ia niște decizii în ceea ce privește siguranța copilului. Asta este o chestie, e un must pe atașament. Nu este un lux, este o nevoie fundamentală. Uneori se întâmplă ca în goana asta după senzațional, după nou, după foarte multe experiențe incitante în care să simtă satisfacție, pentru că e un tumult emoțional acolo și, mă rog, ei trăiesc viața la o intensitate la care noi adulții nici nu visăm uneori. Am uitat să trăim, ar fi ideal să păstrăm asta până la vârsta adultă. Uneori în goana asta după senzațional și în modul în care ei trăiesc viața, uneori au nevoie de niște repere. Reperele nu se impun la modul că faci așa că vreau eu. E foarte important ce a spus, ce s-a spus că aici și anume aș reține cumva ideea asta. Atitudinea cea mai importantă pentru un adolescent este, indiferent prin ce treci, eu sunt aici lângă tine. De asta are nevoie un copil.
are nevoie uneori de limite foarte clare, de limite în care să se seteze ce este important pentru familie și ce este important pentru el, și de aici învață negocierea, pentru că limitele se negociază, nu se impun la vârsta asta, și o abilitate foarte importantă. Se stabilesc inclusiv consecințe. Dar cel mai important lucru, cumva, în situații care au legătură cu siguranța, este că dacă încalcă limita, că limita îi spune ce așteptăm de la el ca adulți. Dacă el încalcă limita, există întotdeauna posibilitatea să suporte o consecință. Ce are impact asupra comportamentului este consecința. Pentru că întotdeauna copilul, adolescentul sau adolescenta are posibilitatea de a alege ceea ce face, dar în funcție de ce alege, sunt niște consecințe. E foarte important cumva să înțelegem că până la urmă nu o să putem să ne protejăm copiii indiferent cât ne-am strădui. Asta nu se poate. Ce important este să fim lângă ei, să-i ajutăm să învețe și trebuie să-i ajutăm să iasă din toată epopeea asta cât mai puține pene lipsă. Da? Pentru că uneori s-ar putea să-și rupă capul la propriu, s-ar putea... Gândiți-vă, era un studiu la un moment dat care arăta că între 3/4 dintre accidentele mortale se petrec la, în acest interval de vârstă, din morțile premature, pardon. Deci, cumva, comportamentele de risc care pot apărea la vârsta asta sunt foarte serioase și uneori pot avea niște costuri foarte mari. Ideea este că, mă rog, în România copiii, adolescenții nu pot conduce. În America mai există și posibilitatea asta. Dar, într-un fel, e important, din perspectiva asta a limitelor, e important să avem întotdeauna în vedere că adolescenții știu ce așteptăm de la ei, ce e un must, ce e foarte important, ce se negociază și din perspectiva adultului și din perspectiva adolescentului. Până la urmă și viața noastră a adulților este o viață în care noi funcționăm după reguli. Noi nu funcționăm alandale. Eu nu aleg dacă mă duc la serviciu sau nu. Mă duc pentru că trebuie să mă duc. Punct. Dacă nu mă duc, suport niște consecințe. Până la urmă, asta este scopul disciplinării. Este foarte adevărat că nu poți să disciplinezi dacă nu ai relația. Adică dacă te trezești că vii cu regulă adolescent la și spui, hai că uite, știi, noi trebuie să negociem niște lucruri, că trebuie să stabilim niște aspecte împreună, dar tu ai o relație proastă, ești foarte deconectat, nu, îl controlezi foarte mult pe copil, nu-i respecti intimitatea, într-un fel nu există niciun fel de respect pentru el ca persoană, nu vei putea să stabilești niciun fel de regulă, chiar dacă regula e un instrument foarte important. Vă rog. Aici cu limita este o chestie foarte interesantă, că dacă privești așa adolescentul generic, ai să-l vezi cu excesele pe el, le are la el. Psihologia excesului la adolescent este iarăși vitală. O creastă, un rasta, un tur de la pantaloni, un cercel, un tatuaj, muzica tare, culorile, sunt excese. Iar aceste excese sunt și ele existențiale. De ce? Nu am bani să-mi iau un BMW, nu sunt neapărat parlamentar să mă dea ăștia la televizor, eu de unde să-mi iau existența socială? O să o iau printr-un exces care să mă facă vizibil în câteva secunde. Să pot fi observat, să se orienteze cineva cu fața spre mine, să se mire cineva de mine. Altă șansă să exist, ce aș avea? Să aștept cu minte în camera mea până mă cheamă cineva și îmi spune că sunt valoros? Nu se poate. Și asta înseamnă că un adolescent și o adolescentă întotdeauna vor exagera, vor face excese și de aici vin riscurile cu substanțele și așa mai departe. Ce poți să faci? Este primul pas și anume să muți tu puțin limitele. Dacă ești adult mai ca lumea așa, muți limitele puțin spre adolescent, dai și tu muzica un pic mai tare pe melodiile care îți plac. Dau un exemplu. Ce se întâmplă atunci? Devii părinte cool. Deja ai făcut un pas. Ești, da? Mai sus puțin. După ce ai devenit părinte cool și se vede că și ție îți plac niște lucruri și tu poți să umbli la limite puțin și exagerezi și tu puțin, atunci începe dialogul și începe să observe că tu ai niște limite totuși și poate să aibă și el. Dar cel mai de efect din experiența mea
este să-i dai ocazia unui adolescent să seteze limitele altuia mai prostuț ca el, mai puțin dezvoltat ca el. Și vezi, de exemplu, un băiat de clasa a 12-a care îi spune unei fete de clasa a 9-a, păi fumez cam mult. Și poți să încurajezi pe cel de a 12-a să facă așa cu sora, cu fratele, cu colegul, cu un prieten și atunci ghiși ce? Se vede o limită foarte frumoasă între a 9-a și a 12-a, care nu e nici chiar la nivel adult, dar nu este nici extrem de periculoasă. Da? Și astfel se negociază limita dacă tu faci primul pas și umbli puțin la limitele tale, ca și la așteptări, de altfel știți, teoria așteptărilor. Da? Scuzați-mă. Vă rog. Ați vorbit, sau cel puțin așa am perceput eu, când despre mama, când despre tata. Ce ne facem dacă într-un cuplu unul din părinți este suficient de înțelept și își dă seama de greșelile pe care le-a făcut în creșterea copilului, iar celălalt nu reușește să accepte că problema este și la el? Cum crește în situația asta un adolescent sănătos? Există echilibru, pentru că vorbiți la persoana întâi și nu vorbiți de un cuplu și, în general, în perioada adolescenței, spun ca mamă de doi adolescenți, cuplu trece printr-o perioadă grea, pentru că ori unul din părinți lasă mai mult să facă anumite lucruri, ori celălalt, sau amândoi se poziționează pe partea de nu. Cum reușim în situația asta copilul să crească sănătos? Și să rămâi în cuplu. Da. Cred că cuplu din punctul acesta de vedere este încercat tot timpul. Este încercat și la vârstele mici, când copiii nu prea ascultă, când unul din părinți spune, dar n-a făcut nimic rău și celălalt este activat la maxim și enervat și el probabil chiar a fost în situație și copilul l-a ascultat pe el, iar celuilalt nu-i se pare ceva grav. Cred că cuplul în permanență este încercat așa. Cred că este important să-l vezi pe copil și să-i reflecți ce face. Să stai lângă el și să-i reflecți. Poți să-i creezi imaginea a ceea ce se întâmplă în momentul acela. Pentru că critica sau nervii, revolta părinților, limitele, țipetele, pedepsele, nu le-au în centru pe copil, ci au în centru nevoia părintelui. El are nevoie să-și regleze niște emoții, el are nevoie să-și rezolve acolo niște dificultăți și atunci cumva se comportă față de copil. Îl are pe el ca țintă. Comportamentul meu îl are pe copil ca țintă. Și celălalt părinte la fel. Se raportează la copil și îl vede tot ca pe o țintă. Eu voi face ceva ca să fac copilul ăsta să facă ceva ce-mi doresc eu. Eu, ca părinte, aleg să mă poziționez față de copilul meu încercând să-i reflect ce simt eu și ce văd eu la el și ce cred eu că simte el, încercând aici să ajung la un dialog dincolo de suprafață, dincolo de comportament. Ce anume l-a determinat pe el, ce și-a dorit el prin comportamentul lui, ce nevoie are el neîmplinit acolo, de ce anume, nu știu, alege el la 12 noaptea să dea muzica la maxim. Haideți să ajutăm. Îmi dau seama ce e pe acolo, mă gândesc. Uitați, depinde ce alegi ca părinte față de celălalt, de soț sau de soție. Dacă tu ești victima, cel nefericit dintre cei doi părinți, sau ești cel care o duce mai bine, se dezvoltă și e funny. Este foarte important pentru adolescenți. Deci, cea mai devreme cu valoarea adolescentului este cât de funny ești, cât de distractiv ești, cât de mult simți al umorului ai, dacă te dezvolți și așa mai departe. Vrei să fii tu mentorul adolescentului tău? Oricum, adolescentul are doi părinți și ăștia sunt femeie și bărbat, deci nu seamănă între ei, oricum mai dau. Okay? Și atunci, el o să ia fie prin imitație unele lucruri, fie prin opoziție. De exemplu, dacă tatăl este alcoolic, ar putea să bea și adolescentul sau să nu bea tocmai de aia. De ce?
este în funcție de transferul de satisfacție pe care îl primește. Dacă tatăl bea și se simte bine, se transferă satisfacția la adolescent și vrea și el. Dacă tatăl are hemoragie digestivă superioară de la ficat că a băut și a făcut ciroză, nu o să vrea adolescentul să bea. Înțelegeți? Și atunci tu, ca mamă sau ca tată, care crezi că ești corect în educarea adolescentului tău, nu ai de ce să te ceri cu soțul tău pe chestia asta. Ai să faci ceva cu tine ca persoană care în continuare se dezvoltă, care are simțul umorului, este funny, este interesantă și adolescentul tău va petrece timp cu tine. Și știți foarte bine că adolescenții au spiritul dreptății, nu le poate șterge nimeni și o să știe în capul lui care e părintele corect în situația aceea și care nu este corect în situația X. Și peste ani îți va spune, deocamdată nu-ți spune, pentru că el ține la ambii părinți, așa cum sunt ei. Mai târziu însă o să-i spună tatălui în față niște chestii. Sau mamei o să-i spună în față niște chestii, pentru că le știe, le-a văzut. Dar până atunci, tu ca părinte, fă ceva cu tine în fața adolescentului. Adoptă valori de adolescent. Prietenie, distracție, distrează-te ca părinte de adolescent. Dacă nu te distrezi ca părinte de adolescent, ești mort. Se face de 7 zile, de un an și cam atât. Înțelegeți? Deci aceste valori de care vorbeam, distracția, prietenia, să ai prieteni, să te poți împrieteni cu prietenii lui. Da? Libertatea, dragostea, umorul, sunt esențiale. Pune-le în viața ta și atunci se revitalizează relația ta cu adolescentul tău. Scuzați-mă. De exemplu, dacă părintele care are același gen cu copilul, de exemplu, dacă tatăl este cel care se retrage și care nu e implicat în educația băiatului adolescent, poftim? Sau, mă rog, e absurd. Într-un fel, o femeie nu poate preda lecția masculinității băiatului ei. Dar aveți posibilitatea să accesați tot felul de modele în contextul social rigid, pentru că dacă acest băiat reușește să stabilească o relație cu un profesor, cu un antrenor, poate beneficia foarte mult din relația asta de cu cineva din afara familiei. Uneori, o persoană din afara familiei poate suplini un deficit pe care îl întâlnim ca urmare a faptului, nu știu, că tatăl are o problemă de sănătate mentală sau o problemă fizică sau pur și simplu, mă rog, nu e prezent emoțional în viața adolescentului. Pentru că, cumva, adolescența scoate la iveală foarte multe din dificultățile nerezolvate ale noastre. Dacă suntem bărbați, ne aducem aminte de ce înseamnă adolescența noastră și cumva toate fricile astea uneori ne face să o luăm la fugă și să ne retragem. Nu ne ajută cumva să abordăm lucrurile și să încercăm să facem ca lucrurile să stea altfel pentru copiii noștri decât au stat pentru noi. Da? Ok. Mulțumim invitaților noștri pentru răspunsurile la întrebările noastre. 6-7 minute de pauză și revenim după aceea cu discuțiile noastre. În acest timp, un ceai, o limonadă, un pahar cu apă și vă invităm, bineînțeles, să achiziționați și cărțile de la editura Herald, cele despre care noi vorbim în această seară din colecția Parentaj. Și teribilism. Ce îi face pe adolescenți optimiști în privința consecințelor unor evenimente, chiar și când consecințele negative ar putea fi foarte grave? Putem vorbi de o neasumare a consecințelor unui anumit tip de comportament sau de un exces de adrenalină specific vârstei adolescenței? Da, vorbeam noi așa că arată schizoid adolescentul, dar nu trebuie să găsim numai boli și tulburări în capul lui. Uitați că e așa de simplu. Dacă iei drept exemplu impactul asupra vieții sau sănătății adolescentului, al unui comportament, o să te sperii, o să te îngrijorezi. Aolo, exagerează,
riscă să moară. Da? Dacă vreți, vă dau exemplu de la Fimiu, care la 17 ani aveam un ATV-ul prin grădină, trebuie să mă dau și cu el, să învăț cu el cum să mă dau și așa mai departe. Bineînțeles că există acea chestie, a trebuit să mă urc pe ATV-ul cu el, el în față și eu în spate. Da? Și atât. Și am spus, avem 4 picioare de rupt, hai să vedem cum facem. Da? Și bineînțeles că a trecut pe lângă un copac și s-a julit pe el că era în față și a prins limita. Bun, acum, este acesta un lucru grav? Pentru cine? Pentru mine sau pentru el? Pentru mine ca părinte, că sunt mai moș așa și sănătatea pentru mine este mai valoroasă, după cum ziceam. Dar pentru el ar fi fost grav dacă, de exemplu, nu avea posibilitatea să se dea mare cu ATV-ul lui în fața unui alt băiat. Asta era grav pentru el. Deci vedeți că avem două seturi de gravitate. Din punctul de vedere al părintelui și din punctul de vedere al adolescentului. Talentul tău de părinte este să intri în valoarea adolescentului și de acolo să judeci gravitățile. De exemplu, este foarte grav dacă fiica ta nu ajunge la ora 8 la întâlnirea cu fetele astă seară într-o cârciumă ordinară unde trebuie neapărat să fie la ora 8. Este foarte grav, consecințele sunt majore pentru ea. A, pentru tine e foarte grav dacă nu se întoarce la 11 noaptea sau la 12, nu? Dar dacă tu adopți valoarea ei și spui, fac tot ce pot să te ajut să ajungi la ora 8 acolo, să te întâlnești cu fetele, pentru că îmi dau seama cât de important este, în momentul acela vei începe să vezi iubirea în ochii fiicei tale. Pentru tine. Aprecierea, respectul și strădania ca ea să se întoarcă la 12, pentru că și tu ai ajutat-o să fie la 8 acolo. Dar trebuie să începi cu asta, cu ce-i pasă adolescentului, cu ce este important pentru el, fiindcă, credeți-mă, nu e la întâmplare și nu este doar distracție prostească ce vrea acest adolescent. Este ceva vital pentru el și este foarte bine să-i dăm voie. Să atingă performanța într-un joc pe calculator. Ha, ce? Pierdere de timp. Așa ceva, cum să-l ajut să frece personajul ăla care taie și împușcă acolo. Dar dacă faci acest lucru, adolescentul se întoarce către tine. Și nu știu dacă ați observat, sunt adolescenți mulți care știu cine este Maria Tănase, cine este Beatles sau Pink Floyd cu care s-a legănat taicăsul când era adolescent. Știu, au căutat, sunt la zi cu astea. Ori asta ce înseamnă? Că adolescentul știe să se uite în trecut, știe să se uite la valorile adulților cu condiția să fie mai întâi și mai întâi mulțumit pe valorile lui. Mulțumit că este care prieten care îl apreciază, mulțumit că poate să râdă, mulțumit că îi se satisface curiozitatea într-un domeniu sau altul, că este iubit, că el contează. Și după ce are aceste mulțumiri, va începe să se uite și la valorile tale. Sunt extrem de generoși adolescenții. Au fair play. Nu sunt plecați cu pluta. Nu mai zic, cum iar mă enervez. Mulțumim foarte mult. Sorina, aș vrea să vorbim puțin și despre, pentru că în sală 99% sunt părinți, aș vrea să vorbim puțin și despre provocările și temerile, vulnerabilitățile părinților, în afară de riscurile evidente ale acestei perioade, care îi fac pe părinți să se teamă cumva de siguranța copiilor lor. Ce face această perioadă totuși atât de dificil, atât de bizară până la urmă? Una dintre temerile cele mai mari ale părinților la această vârstă este o teamă care rezultă din sau care apare ca o consecință a tendinței adolescenților de a se separa de ei. Pentru a reuși să se definească ca identitate, pentru a reuși ca la un moment dat să răspundă la întrebarea cine sunt eu, acești copii, care nu sunt încă adulți,
au nevoie să se distanțeze un pic de părinții lor, ca să poată să aibă tot felul de experiențe din care să învețe lucruri despre ei, despre ce este important pentru ei, care sunt limitele lor, care sunt lucrurile care contează. Pentru că, până la urmă, fiecare om în lumea asta are drumul lui. Iar drumul unui copil, a unui adolescent sau unui tânăr mai târziu, poate fi foarte diferit față de drumul pe care îl proiectează un adult care naște acel copil. Sunt foarte mulți adulți care se trezesc la 40 de ani că au trăit o viață care n-a fost a lor. Tocmai pentru că, într-un fel, nu li s-a dat șansa să fie altceva decât o extensie a acestor părinți. Separarea aduce confuzie și în părinte și în copil. Părintele are sentimentul că își pierde copilul, că într-un fel e ca și, o iau ca și cum ceea ce fac ei e greșit sau e ca și cum prin separare copilul îl respinge pe el ca părinte. În realitate, separarea are legătură cu dezvoltarea creierului lui și cu o nevoie importantă de a descoperi până la urmă cine este el ca persoană. Fără această separare, copilul nu se poate defini ca identitate diferită de cine l-a născut. Cum încearcă acești copii până la urmă să-și sau, într-un fel, cel mai dificil pentru un părinte la vârsta adolescenței este să mențină conectarea cu o ființă umană care încearcă să-și afirme identitatea, certându-se cu el, punând la îndoială tot ce spune el, ca și cum orice spune părintele nu mai e bine, refuzând toate tiparele de până atunci de a trăi în viața asta, pentru că cumva adolescentul are nevoie să descopere care este soluția pentru el. Și într-un fel părinții se simt inutili și simt cumva că pe undeva poate au făcut ceva greșit. Ce e important cumva să învețe acești părinți este că este să ofere un mediu de acceptare în care să se raporteze la nevoia diferită a acestor copii și să învețe cumva să stabilească un echilibru între așteptările lumii vechi și așteptările acestei lumi noi. Adică un echilibru între apropiere și respectarea spațiului intim, între conectare și respectarea proprietății, între petrecerea timpului cu prietenii, petrecerea timpului cu familia, respectarea interesului copilului pentru activități în afara familiei, pentru că un părinte care e frică de separarea de copil bagatelizează sau pedepsește când acesta manifestă interes crescut pentru prieteni sau când vorbește despre lucrurile frumoase pe care le petrece în afara familiei. Foarte mulți părinți trăiesc frica de abandon în perioada asta, foarte mulți. Pentru că, într-un fel, sunt oameni care se trezesc dintr-o dată că toată viața lor și-au închinat o creștere a acestor copii și dintr-o dată nu mai ai fără ei. Motivația, nu mai ai mobilul, da? Ceea ce e foarte greu, pentru că, ok, ce pui în loc? Da? E un moment dureros pentru, dar e un moment care poate să aducă și un important punct de creștere și dezvoltare în viața unui om. Pentru că, într-un fel, momentul ăsta te face să recunoști, adică nu mai poți ascunde niște lucruri, te face să te uiți la ele, ți le pune în față și spune, ok, te confrunți cu asta, ce faci cu ele? Și sunt mulți oameni care vin și caută ajutor pentru că, tocmai pentru că frica e foarte puternică, pentru că miza e mare acum. Da? Un alt lucru important este copiii, adolescenții au nevoie încă de monitorizare. E diferit de controlul din mica copilărie. Când copiii sunt mici, îi controlăm pas cu pas, pas cu pas de după ei, să nu se lovească. Protecția la adolescență nu mai poate fi făcută așa, pentru că dacă o faci, așa intri în lipsă de putere și tu pierzi, nu adolescentul. Ce înseamnă o supervizare corectă? Înseamnă, de fapt, să știi întotdeauna unde este copilul tău, cu cine este, ce face. Nu înseamnă să te duci după el pas cu pas, pentru că dacă faci asta, copilul nu are spațiu în care să își trăiască experiențele, dar înseamnă că întotdeauna ai nevoie să știi ce se întâmplă cu el când nu este acasă.
Ăsta este un factor de risc foarte important pentru consumul de substanțe. Gândiți-vă, eu eram în studiu la un moment dat în 1999, făcut de cineva de la Harvard, care spunea așa, că 40% din timpul unui adolescent din America este un timp în care copilul face activități nesupravegheat și fără ca adulții să aibă habar despre ce se întâmplă. Adică nu e nici într-un program structurat și nici nu este supervizat. O supervizare care contează este cea în care, de exemplu, nu ți-ai informația ca la interogatoriu, ce ai făcut, cu cine ai fost, ce ai mâncat, ce-o spus ăla, ce-o spus ăla, că nu despre asta este vorba. Oricum o să dea niște răspunsuri sau învață să mintă. Da? Ci mai degrabă suntem atenți la ce auzim, ce povestesc. Deci, cumva, maniera în care vorbesc, ce spun, este cea care ne ajută să înțelegem ce fac ei când nu sunt cu noi. Și mai există o supervizare printr-un network. Avem nevoie să ne împrietenim cu părinții celorlalți adolescenți. Nu este SRI, dar e nevoie să avem întotdeauna o ureche și un ochi, pentru că sunt momente în care contribuția noastră este vitală și nu e de glumă. E adevărat că nu o să putem să-i protejăm, așa cum o făceam când eram mici, că nu-i mai putem ține în brațe și căra în brațe, dar putem cumva să îi ajutăm să vină către noi când le este greu, pentru că asta este ideea. Sunt foarte mulți adolescenți care nu folosesc adultul ca sursă de confort sau sau ca resursă pentru rezolvarea situațiilor problematice în care intră, ci folosesc copiii de aceeași vârstă. Asta arată că e o foarte mare problemă în relația adolescentului cu proprii lui părinți. Atașamentul sănătos îți spune așa, ai dat de dracu, știi unde te duci. Nu contează ce face, ce spune, tu știi că el va fi acolo pentru tine și o să te ajute. De fapt, asta trebuie să fie întotdeauna în capul unui copil. Asta este, dacă doriți, cel mai important factor de protecție în adolescență. Să știe copilul, să știe că se poate baza pe părintele lui. Mulțumim, Sorina. Gabriela, ce vrea să transmită un adolescent printr-un comportament teribilist? Și mai ales cui? Depinde de adolescent, depinde de comportament, depinde de context, în sensul că, așa cum spunea și doctorul Cristian Andrei, ei vor să fie văzuți, vor să fie văzuți în grup, dacă nu fac lucruri care să iasă în evidență, nu există de multe ori. În plus de asta, a te revolta față de normele societății, a te revolta față de limitele pe care ți le-a impus un adult într-un mod mai puțin, cu mai puțin respect față de ce ți-ai dorit tu, fără să te asculte pe tine, face parte, până la urmă, din adolescență. Ai nevoie să încalci limite ca să-ți arăți ție că poți, ca să testezi limitele până la care poți să mergi până la urmă și tot ca o parte așa a ritualului de maturizare și ritualul de trecere, trebuie să testezi limitele, trebuie să explorezi până unde mergi, fiindcă așa îți dovedești ție că ești bărbat sau așa îți dovedești ție că ai intrat acum cu adevărat în grupul femeilor și poți să faci lucruri pe care le fac femeile adulte. Mi-aduc aminte că și noi în adolescență existau lucruri pe care le făceam nu pentru că voiam să le facem, nu pentru că ne doream să le facem, ci pentru că așa fac adulții. Și cumva, poate că cea mai bună sursă de protecție aici este să facem noi ca adulți lucruri mai puține lucruri nesănătoase. Fiindcă, efectiv, adolescenții își doresc la acea vârstă să arate că ei merită să fie luați în serios. Merită să fie considerați suficient de maturi. Le lipsesc mijloacele. Dar ei își doresc. Le lipsesc mijloacele pentru că
nu-și pot asuma cu adevărat responsabilitatea față de propria lor viață. Nu pot să aibă acea independență pe care și-o doresc atât de mult. Depind de noi. Și o lecție pe care adolescenții o învață foarte greu este că depind de adulții de care vor să se desprindă până la urmă. Și dacă n-au învățat în relațiile lor de atașament interdependența, faptul că dai și primești, faptul că nu ești independent, nu-ți rezolvi toate lucrurile singur, nu trăiești independent în viața asta mergând până în pânzele albe și nu știu, cucerind Everestul. Astea sunt doar într-adevăr acte de teribilism de multe ori, acte care dovedesc ceva. Dar adevărata protecție o ai în relații și în această interdependență. Adolescenții caută, în primul rând, să-și dovedească lor că sunt puternici, că sunt oameni care merită luați în serios, caută să-și testeze propriile limite, caută să testeze și limitele celorlalți foarte mult. Dacă n-au o relație foarte sănătoasă cu persoanele adulte, apropiate lor, probabil că vor să le arate, nu-mi pasă de tine, uite ce pot eu să fac. Și astfel să-și pună ei niște baze pentru viitoarea lor viață adultă, care va lua acea viață adultă coloratura pe care o imprimă până la urmă acești ani ai adolescenței, la fel în funcție de relațiile pe care le au, în funcție de lucrurile pe care le testează. Mulțumesc, Gabriela. Sabina. Sexualitate, iubire romantică, riscul de îmbolnăvire, sarcini nedorite, frica de abuz, încredere sau neîncredere la adolescent? Cum recomandăm părinților să gestioneze această etapă din viața copiilor lor? Mie mi-ai pus întrebarea asta direct așa. Cred că este unul dintre cele mai sensibile, pe lângă consumul de substanțe, asta cu sexualitatea este sensibil nu atât pentru că avem nevoie să vorbim despre el cu adolescenții, ci pentru că avem nevoie să vorbim despre el. Și cred că este foarte important să ne uităm în primul rând ce înseamnă sexualitatea pentru noi, fiecare în parte, mai ales dacă suntem părinți de copii care vor crește și la un moment dat se vor desprinde de noi și își vor forma propriile familii sau relații, indiferent ce fel de relații și cât de, nu știu, cât vor dura, cum vor dura, mai devreme sau mai târziu, că ne place sau nu, ei vor intra în relații și de sexualitate cu ceilalți. Acum, ideea este că e nevoie să vorbim despre asta tot timpul. Adică de la vârste foarte mici, pe limba lor, cum înțeleg ei, este un lucru firesc, se întâmplă. Noi ne dorim de cele mai multe ori să se întâmple, da? Este din nou legat ca și consumul de droguri sau ca și tot ce fac adolescenții la vârsta asta, ține foarte mult de satisfacție, de plăcere, de, da? Dacă, cum spunea și Sorina mai devreme, da? Dacă dopamina este scăzută, dopamina care împreună cu alte substanțe ajută creierul nostru să fie activ, să avem energie, să ne implicăm și să luăm satisfacție din lucrurile pe care le facem, da? În momentul în care ești adolescent și dopamina este sub nivelul mării, o vei crește cumva. Da? Până să vină de la sine, o să vină că, nu știu, ai auzit că cutare face treaba asta, cineva îți povestește, mamă, ce, cum a făcut, cum s-a întâlnit cu prietenul, cu iubitul, da? Și ai informațiile astea, vezi filme, te uiți pe internet, te duci acasă și mama sau tata spun, a, ești prea tânăr pentru asta, nu vorbim. Lasă, asta adulții, asta... Dar mereu lucrurile astea nu se spun, nu se vorbesc. Eu încă sunt surprinsă, da, pentru că lucrez mult cu adolescenți și chiar și cu copii mici. Cât de mult încearcă să aducă acest subiect în discuție, câtă nevoie au, pentru că, nu mă înțelegeți greșit, ei au informații mai multe decât mine, de multe ori, da, legat de ce se întâmplă, de cum se face, de cine face, da, lucruri care de multe ori mi-e greu să păstrez o față așa de poker face, să zic, da, ca și cum aș ști despre ce vorbesc, deși habar nu am. Și unele dintre lucrurile pe care ei le știu
Cred că niciunul dintre noi nu am vrea să le știe, să fie expuși la lucrurile astea, dar ei sunt pentru că informația este la liber. Dacă informația este la liber, de ce să nu-i ajutăm să-și înțeleagă ei propria identitate sexuală, nevoile, fanteziile? Noi vorbim despre sexualitate ca despre locul de ce se întâmplă și unde apare treaba și copiii și aia a fost. Dar nu vorbim despre fantezii cu copii. Bine, nu e rolul părintelui să vorbească despre, dar să vorbim, adică să acceptăm că ele există în primul rând, nu să le negăm ca și cum, da, nu vorbim. Suntem una dintre țările care suntem pe primul loc la sarcini, adică cum e? Sarcini, da, minori. Așa. În vară am colaborat cu o asociație care mergea în maternități, mi s-a părut sfâșietor absolut, acei copii, pe lângă copii abandonați, copii foarte, foarte mici, cu mame de 13 ani, da? Spunem, copiii noștri sunt prea mici, nu vorbim despre sex cu ei. Păi despre ce vorbim cu ei? Ce au mâncat? Adică, nu, asta e o întrebare pe care le-am pus-o de când s-au născut până știm în fiecare zi ce au mâncat, asta e, dar nu știi ce le lași, adică sunt multe alte lucruri de vorbit. Sexualitatea este o temă, fac și eu acum ca domnul doctor, nu enervez, adică e o temă atât de importantă și nu, cred că e foarte important pentru noi să devenim mai confortabili în a ne uita la niște lucruri și în a încerca să nu, să stăm cu, nu știu, poate ce s-a întâmplat sau cum a fost pentru noi sau cum am procesat sau n-am procesat, cu cine am discutat, ce ne-au spus părinții, da? Mie țin minte când, pentru că am fost un copil precoce, când a fost cu menstruația, mama a fost, deci mai degrabă am vorbit cu vecina, da? Că mama zice, păi ce, mie mama mea mi-a lăsat o cărticică pe care mi-a dat-o și mie, o am și acum. Cărticică mică, care era o chestie. De acolo se aflau lucrurile. Păi acum se află de oriunde, adică e suficient să intru pe internet, în două secunde am aflat tot ce vreau să știu. Dar nu ce vreau eu să știu sau poate ce am nevoie, ci ce vrea internetul să-mi arate prima dată, ce au mai descoperit și ceilalți. Așa că mai sfat decât să vorbim cu copiii noștri despre asta și să îi încurajăm să vină să ne ceară bani de prezervative dacă și-au început viața sexuală, să știm dacă și-au început viața sexuală, de exemplu, este foarte important să le vorbim despre consent, despre, da, vorbesc acum despre adolescenți un pic mai mari, nu? Dar și cu aia mici e important să vorbim, dar din nou să fim deschiși. Pentru că se întâmplă chiar dacă noi suntem deschiși, chiar dacă nu. Adică oricum copiii sunt expuși, devin adolescenți expuși și la un moment dat e, dar eu n-am știut. Păi da, așa că cu drag vă zic asta. Aș vrea să adaug doar că în urma studiilor s-a constatat că adolescenții care sunt cei mai expuși la riscul de a intra în situații periculoase pentru ei, de exemplu abuz, viol sau cei care ajung să aibă sarcini nedorite, sunt cei care au avut cele mai puține discuții despre sex în familie, de exemplu, sau la școală, în comunități. Au purtat foarte puține discuții cu persoane adulte care puteau să le furnizeze informația într-un mod coerent și corect. Nu cei care au avut discuții despre sex ajung să aibă o viață promiscuă. Cei care au satisfăcute curiozitățile și au răspuns la întrebările lor sunt cei care știu cum să se protejeze de cele mai multe ori. Da, chiar, uite, asta aș vrea să mai adaug, că am avut un client 30 de ani care la un moment dat a venit în fine, avea o viață mai libertină, dar asta doar pentru că avusese un accident, se considera urât și neașa și că nimeni n-o să-l iubească, că asta e foarte important. Iubirea și sexualitatea merg mână în mână. Din păcate, dacă nu putem să obținem iubire, de obicei ne
mulțumim poate doar cu partea cealaltă sau invers, însă mi-a fost foarte greu cumva întrebându-l despre riscurile la care se expune având foarte multe relații sau dacă se protejează și dar ce, dar nu mi se întâmplă mie. Și fix asta mi-a spus 30 de ani și am întrebat de exemplu dacă vorbește sau nu știu cu cineva despre asta, nu vorbește nici măcar cu alți băieți despre asta. Dar păi, și mi s-a părut extrem de wow, cum ție n-o să ți se întâmple, dar cui se întâmplă? Cui, că oamenii aia, probabil cu care tu ieși, li s-a întâmplat lor dacă nu ți se întâmplă ție și o să ți se întâmple și ție. Este foarte important să vorbim despre asta. Mulțumim, Gabi și Sabina. Dacă mai sunt întrebări din public... Lor. Care să îi ajute pe cei care decid ce se învață la școală să se vorbească despre asta și la școală. Nu pentru că nu trebuie că nu se vorbește despre asta în familie, ci pentru că poate nu se vorbește în toate familiile și așa cum... Cred că există deja o coaliție, dar e împotriva terapeuții. Nu aia o știm și e foarte puternică, da, dar n-ar putea să existe o contraforță la treaba asta, pentru că e mare nevoie, cum spuneați, și cu locul întâi la mame minore și poate eu vorbesc cu copilul meu, dar vine, întâlnește pe cineva în viața lui care... nu a beneficiat de discuții cu părinții și chiar dacă eu m-am păzit, tot mă lovește. Mulțumesc. Eu pot să vă răspund la întrebarea asta, că întâmplător, de fapt nu întâmplător, am fost într-un grup de lucru pe dezvoltarea unui program pentru educație pentru sănătate în școală și chestia asta se întâmpla acum vreo 6 sau 7 ani. Și am militat foarte tare pentru introducerea educației sexuale de la o vârstă foarte mică, pentru că peste tot în lume educația sexuală nu începe la vârsta adolescenței, pentru că se începe cu identificarea, adică diferențierea asta între public-privat, locuri în care te atinge cineva, locuri în care nu te poate atinge nimeni decât doctorul în prezența părintelui și tu. Adică sunt niște lucruri pe care copiii au nevoie să le învețe la o vârstă foarte mică, să fie factor de protecție contra abuzului. Trebuie să vă spun asta. Biserica Ortodoxă a avut un răspuns foarte dur. Și au fost oameni din minister care n-au putut pur și simplu să ducă lupta. Adică sunt niște lucruri de ordin ideologic care n-au nicio treabă cu știința, nicio treabă. Eu nu știu dacă oamenii au citit vreodată vreun articol despre ce înseamnă de fapt dezvoltare, ce înseamnă factor de protecție, ce înseamnă factor de risc, care sunt comportament, ce trebuie să facă un părinte să-l învețe pe copilul lui să se protejeze. Pentru că dacă vine cineva și spune dau o bombonică dacă mă lasă te ating la păsărică și copilul habar n-are că păsărica este o zonă în care nu te poate atinge nimeni decât mama când te spală, pentru că noi ne atingem copiii și nu învățăm că sunt, de fapt, zone unde nu te poate atinge nimeni. E o chestie esențială. Riscul ca acel copil să fie abuzat e foarte mare. Da? Deci, într-un fel, ne luptăm și cu niște convingeri care sunt mult deasupra ceea ce putem face noi, psihologii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, luați în calcul că suntem o nație, că suntem foarte traumatizate de femei traumatizate. Ce s-a întâmplat pe timpul lui Ceaușescu, când avortul era interzis și toate femeile alea care și-au făcut avorturi în bucătărie și multe dintre ele au murit, da? Toate astea au lăsat o urmă asupra noastră. Nu ne este la îndemână să abordăm sexualitatea, ne este foarte rușină să vorbim despre asta. Și asta este o realitate. Și dacă tu te duci în fața unui adolescent și te uiți în pământ, că n-ai curaj să te uiți în ochii lui, că vorbești despre o chestie care nu ți-e incomodă, reacția ta emoțională ajunge la copil și copilul își dă seama că de fapt el nu are să discute cu tine. Tu nu ești un partener de discuție. Pentru că în realitate tu energetic nu poți susține discuția aia. Iar ce simți tu transmite mai multă informație decât ceea ce îi spui. Nu, nici măcar nu mai atent la ce îi spui.
A, ți-e rușine, înseamnă că e ceva în regulă, înseamnă că nu vorbim despre asta, unde mă duc? La colțul blocului, că acolo oamenii sunt foarte dezinvolți, vorbim, povestim. Am avut o clientă, o fetiță, adolescentă, care a venit cu consum de droguri, a venit după ce a luat o supradoză și i-a fost foarte rău, a fost internată în spital și au adus-o părinții la terapie. Prima întrebare pe care am pus, am întrebat, draga mea, la ce te ajută pe tine drogul? Ce-ți aduce ție în viață? Și zis, în momentul în care mă droghez, este singurul moment în care simt ceva. Plus de asta, oamenii cu care eu mă droghez n-au școală. Ea venind dintr-o familie cu pretenții, da? Dar ce să vezi, este singurul mediu în care eu pot să am cu oamenii ăia o discuție adevărată și putem vorbi autentic fără măști. Despre asta vorbesc copiii. Asta e în spate. Adică ai nevoie să te duci într-un loc în care oamenii pot fi sinceri unii cu alții. Care este locul ăla? Nu e acasă, nu e în grupul de prieteni, este într-un grup de oameni care se droghează. E foarte greu cumva să le pui copiilor ceva în loc când funcția unui comportament problematic este atât de puternică și acoperă un deficit atât de mare în viața lor. E ceva la care avem nevoie să ne gândim. Pentru că, într-un fel, e la îndemâna noastră, dar ne scapă printre degete. Și or să mai treacă, pentru că chestia asta nu poate fi dezbătută în România la un nivel rațional. Doamnă, vă spun că asta... Da, vă spun că asta este realitatea. Deci, nu s-a făcut o programă în care educația sexuală să se facă... Dar în educația pentru sănătate, știți cum era pe timpul lui Ceaușescu când ne preda la biologie aparatul reproducător? Uneori cam despre asta este vorba. Oamenii nu vorbesc despre asta pentru că le e rușine. Cadrele didactice nu sunt pregătite în sensul ăsta. Deci... Știți ce se întâmplă? Pisica se dă dintr-o curte în alta. Adică cadrul didactic nu-i treaba mea, nu putem discuta în context instituțional chestia asta. E treaba părintelui. Părintele zice, eu nu pot să fac chestia asta copilul meu, e treaba școlii. Și într-un fel se dă pisica de la unul la altul. Da. Da. Mm-hmm. Și am adus o mămică care este cadru medical și o dată pe lună vine și ne vorbește copiilor despre sexualitate, despre schimbările legate de adolescență. Dar a venit de la noi. Cred că dacă am creat, dacă de sus nu poate să vină într-un fel, că sunt vari motive, de jos așa mici nuclee se pot crea. Mă rog, e o variantă. Da, și o variantă foarte bună. Foarte bună. Adică, într-un fel, știți cum, dacă nu vine soluția de sus, până la urmă cea mai posibilă soluție este soluția care vine de la noi, de la fiecare. Adică, bun, e o nevoie, ce fac? Că până la urmă fiecare își cunoaște nevoile propriului copil. Avem nevoie să facem lucrurile astea, vă coalizați, împreună sunteți o forță și puteți face lucrurile foarte bine. Și, într-un fel, chiar dacă... insular acoperiți niște nevoi, tot e ceva față de nimic. Da? Pentru că schimbarea pleacă fie de la firul ierbii, fie de sus. De sus greu, pentru că fiind niște convingeri atât de puternice și niște frici asociate atât de puternice, eu nu văd, și credeți-mă, nu sunt pesimistă, dar nu văd o rezolvare așa la nivel național să se producă niște... Pentru că nu... E un context foarte rigid, care nu permite, de fapt, cu toate explicațiile, cu toate argumentele. Așa că, cumva, ne rezolvăm singuri. Găsim singuri soluții și asta, soluția prin părinți, este excepțională. Mai sunt întrebări? Poate ca
dumneavoastră cadre didactice, poate că puteți să încurajați funcționarea părinților ca o comunitate, pentru că de cele mai multe ori părinții își duc copiii la școală și pleacă de la școală. Nu văd că locul lor este acolo, nu văd că și ei fac parte din școală. Și poate că dacă cadrele didactice facilitează cumva întâlnirea acestor părinți ca într-o comunitate și nu la ședința părinților, poate că există mai multe șanse să ajunge să convingeți mai mulți părinți că au nevoie de unele lucruri pe care nu le oferă școala. Și nu vorbim numai de educația despre sex. Sunt multe lucruri pe care le pot face părinții într-o comunitate. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt întrebări. Ați spus că lucrați cu adolescenții. Cabinet. Am înțeles, nu? Da, în cabinet. În cabinet, lucrați cu adolescenții. Da, care sunt? Spuneți-mi și mie cât... până unde sau cât puteți să-i ajutați, mai ales în situația în care au lipsă de comunicare cu părinții și părinții au probleme și vin în terapie. Până unde e ajutorul care puteți să-i dați lor și familiei? Deci... întotdeauna când vorbim de copii și de, chiar și de adolescenți, abordarea trebuie să fie o abordare sistemică. Un copil și chiar și un adolescent crește într-un sistem familial. Orice dezordine la nivelul unei componente afectează și celelalte componente. Asta înseamnă că un copil nu poate să ducă procesul de schimbare de unul singur și întotdeauna e nevoie să ne uităm și să vedem care sunt factorii de protecție și de risc din familie care au contribuit cumva la apariția dificultăților unui adolescent. Întotdeauna intervenția este o intervenție pe două planuri. Eu personal nu lucrez niciodată cu copiii sau cu adolescenții fără părinți. Niciodată. Pentru că un copil nu poate duce niciodată schimbarea într-un context în care sunt aceiași factori de risc. Pentru că, într-un fel, eu îl învăț niște abilități să-și gestioneze furia, să comunice într-un anumit mod, să-și exprime nevoile într-o manieră potrivită, etc. Adică sunt multe lucruri pe care le putem învăța împreună. Dar până la urmă, dacă mediul nu susține exersarea acestor abilități, copilul vine odată de pe săptămână la noi. Exersarea lor este precară, adică copilul ar avea nevoie să ducă aceste abilități în context și să le exerseze. Plus de asta, părintele este un model. Păi cum învățăm noi dezvoltarea de abilități sociale și emoționale, să-l înveți pe copil să-și gestioneze furia sau în condițiile în care părintele lovește, îl bate, îl înjură, îl umilește? Adică, într-un fel, dacă nu facem o intervenție țintită pe familie, e foarte greu să producem o schimbare care să dureze. Se pot schimba niște lucruri la suprafață, dar în profunzime lucrurile nu se schimbă. Uneori se întâmplă și varianta în care părintele bagă copilul, rezolvă-l, după care chemă. Întotdeauna interviul fac cu părinții fără copil. Niciodată nu chem copilul la... În interviu, niciodată nu vând gogoși. Eu nu sunt o zână sau n-am baghetă magică. Eu sunt un om, un specialist care știe niște lucruri, am o anumită experiență, dar le spun de la început că singură nu pot face lucruri. Și într-un fel, când fac interviul, plec de la dificultățile copilului, dar întotdeauna ajung la familie, întotdeauna ajung la percepțiile lor, întotdeauna ajung la fricile lor, întotdeauna ajung la putințele și neputințele lor, întotdeauna ajung la... plec de la comportamentul copilului, dar de acolo întotdeauna scot care-i triggerul pentru reacțiile lor emoționale, ce îi înfricoșează cel mai tare, ce îi înfurie, când își pierd controlul, ce anume din ce face copilul îl face pe acest părinte să nebunească și să-l bată, pentru că niciun părinte nu-și propune să-și bată copiii. Pe urmă, ce din ce face el se leagă de istoria lui de viață și într-un fel
din interviu pleci cu ideea că stai puțin, copilul ăsta nu veni, nu-i născut cu, nu l-a dus barza. E un copil care a apărut într-un context. Toate poveștile noastre de viață despre ce fac bărbații în familia noastră, ce fac femeile în familia noastră, influențează nivelul de așteptare pe care eu l-am și inclusiv atitudinea pe care o am față de fetița mea care este fată sau băiat. Da? Adică sunt niște lucruri care nu le tratăm niciodată așa la nivel simplu. Are diagnosticul ăsta, are comportamentele astea, ok, plecați că stăm noi de vorbă și terapia nu e despre asta. Mulțumesc. Dacă... Ce să mai adaug eu? Așa de frumos ai punctat. Foarte. Păi asta e, apropo de colaborarea, părinți, profesori, păi totul este colaborare până... Da, o să încheiem, nu? Zi. Că te pre... Da. Aș vrea să zic ceva, că de când am intrat și am schimbat mesele, eu mă uit așa în față pe ușile alea, există un poster cu Greta, pe care, nu știu, probabil mulți dintre voi știți și dacă nu știți, zic să vă uitați, ca să încheiem într-un mod totuși optimist. Dincolo de controversele cu clima, cu, mi se pare extraordinar că există această puștoaică care la 15 ani, da, a schimbat o percepție a lumii cu privire la niște lucruri, chiulind de la școală. Da. Mă întreb în România câți dintre părinți, da, poate, nu știu, puteți întreba și voi, mama mea sigur n-ar fi acceptat asta niciodată, ar fi luat atât de în serios, da? În greșit noi ar fi spus, hai mă, o forțăm, o medicăm, îi facem ceva să meargă la școală, că fără școală nu o să se aleagă nimic de ea. Da? Și mi se pare că e important să nu uităm și de, în afară de provocări și vulnerabilitate, că noi toți am fost adolescenți, am supraviețuit, că există viață după adolescență, că sperăm că există și multe resurse dincolo de toate provocările și că oricum viața este plină de provocări, dar că dacă am reușit să ne raportăm la orice lucru cu deschidere și cu empatie, că până la urmă, dacă a venit, este, se întâmplă și o să treacă, poate că important e să vedem ce e de făcut cu treaba asta, pentru că și această mentalitate de aoleu, acolo este drobul de sare, adolescența s-a terminat, nu o să mai, relația cu copiii o să fie praf, nu o să mai, și totul este, nu o să mai, când vin părinții și sunt, da... A fost probabil și în trecut, în generația, când părinții noștri spuneau că, aoleu, ce o să fie? Ai mei sigur au zis, mama mea e foarte mândră să mă vadă acum aici, dar nu s-a așteptat la asta. Vă spun eu. Mulțumesc. Mulțumim, Sabina. Uite, pe mine mă sună fiica mea, care are 18 ani. Și în ultimul timp am tot pomenit-o ca exemplu prin emisiuni, vorbind despre adolescența. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară și sper că plecați de aici cu niște răspunsuri la câteva întrebări, ori întrebări pe care invitații noștri le-au anticipat cumva că le veți spune sau chiar am primit întrebări de la dumneavoastră. Provocările și vulnerabilitățile adolescenței. Mulțumim gazdei noastre, Seneca Anticafe, pentru găzduirea acestui eveniment. Le mulțumim invitaților noștri, domnul dr. Cristian Andrei, care a trebuit să plece, colega mea, Gabriela Deniz, coordonatoarea colecției Parentaj, Sorina Petrică, psiholog, psihoterapeut, Sabina Strugariu, de asemenea psiholog, psihoterapeut, și cu îndemnul de a achiziționa și de a lectura cărțile din colecția Parentaj a editurii Herald, cele care au făcut cumva subiectul nostru din această seară. Vâltoarea Minții, Daniel Siegel, E Băiat, Michael Thompson, Aleta Solter, O Viață Fără Droguri, Creștem Împreună, Naomi Aldor, dar și multe, multe alte titluri din colecția Parentaj. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă în continuare.